Bună, dragi prieteni! Astăzi facem compot din piersici. După cum puteți vedea, primul pas este să le spălăm. Acum le vom lua și le vom pune în... Le vom pune la scurgere un pic. Eu le voi pune în acest bol. În acest bol le voi pune pentru a se scurge un pic de toată apa. Noi am folosit 30 de piersici. Acum, pentru cei care doresc un gust mai interesant, puteți pune un pic de lămâie sau o portocală. Și le punem și pe ele la scurs. Acum, după ce am așteptat ca piersicii să se usuce, vom tăia bucățele micuțe piersicii. Cu cât mai micuțe sunt bucățelele, cu atât va fi gustul mai puternic. Și va fi timpul de fierbere mult mai rapid. Deci, când vedem că apa fierbe, punem fructele, iar dacă vedem că apa fierbe foarte tare, putem să încercăm să punem cu acest spatulă. Așa, deci nu punem foarte multă lămâie, 3 felii este de ajuns. Și le dăm drumul în apa focotită. Preventiv putem pune zahăr, dar dacă nu, după ce se răcește compotul, putem adăuga miere. După cum puteți vedea, compotul nostru fierbe, așa că îl oprim.